În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi părinți, iubiți frați, cumpe surori, slăviți să fie Domnul. Iată ziua pe care a făcut-o Dumnezeu ca să ne bucurăm și să ne veselim pentru ea. Iubiți credincioși, aceasta este ziua minunată când o numește Dumnezeu zi de odihnă. Desigur, fiecare poate dorim să ne odihnim trupurile noastre obosite de toată săptămâna, însă odihnim sufletele noastre în Domnul, în rugăciune, și de aceea venind la Biserică, la Sfânta Liturghie, noi, iubiți credincioși, primim o ușurare, primim o mângâiere de la Bunul Dumnezeu. Și desigur că despre talanții care s-au citit astăzi, fiecare dintre noi are primit ceva de la Dumnezeu. Acești talanți ai mari binecuvântări cerești. Cel mai ușor este să spunem, de multe ori am spus la părinți, ar trebui să predicați că e un dar de la Dumnezeu și un talent pe care Dumnezeu vi l-a dat. Însă unii se rușinează, unii spun că nu pot, unii că nu sunt pregătiți. Și desigur ar trebui ca noi cei care am primit talanții de la Dumnezeu, Harului de sus, să vorbim poporului, să învățăm popoarele, să îndreptăm spre Dumnezeu, spre viața cea veșnică. Dar cel mai ușor este să spui că da, eu n-am niciun talent, n-am niciun dar. Însă ne înșelăm, fraților. Cred că toți cei care suntem azi aici și toți cei de pe pământ avem un dar, un talent primit de la Dumnezeu, care este viața. Și viața noastră trebuie să fie în slujba lui Dumnezeu. Dă-mi, omule, viața ta, dă-mi inima ta. Dumnezeu care l-a zidit pe om și care l-a făcut după chipul și asemănarea lui, i-a dăruit tot omul. Vedeți, dacă întâlnim câteodată pe cineva bolnav, vedem că îi compătimim de starea lor, fie că ori, fie fără mâini, fără picioare, fie altceva, noi compătimim pe acel suflet și spunem ce greu este. Sau spunem săracul. Dar vedeți, noi cei care am primit toate darurile la Dumnezeu și Dumnezeu fiecăruia dintre noi a dat un talent sau doi sau cinci și noi trebuie să lucrăm, fraților, ca să înmulțim acești talanți, să facem bine, să învățăm pe cei din jurul nostru să vorbim despre Dumnezeu, pentru că e atât de frumos să vorbești despre acel care toate le-a făcut pentru tine, omule, și care ți-a dăruit viața. Și trebuie ca să lucrăm, să nu îngropăm acelea daruri, pentru că așa era cândva, pe vremurile noastre, toți se străduiau ca să facă ceva. Dacă cunoștea o profesie sau avea ceva, el vrea să învețe și era trist dacă nu avea cui să-i lese o învățătură frumoasă. Și toată lumea se străduia ca a lui talent, tot ce avea el ca să învețe pe altul, ca să rămână cineva în urma lui. Fie că o mâncare bună știa să o face, învăța și pe altul. Și așa era lumea prietenoasă, ajutându-se unii pe alții și tot ceea ce a primit de la Dumnezeu, el vrea ca să lese cuiva. Asta ar trebui astăzi cu talanții duhovnicești. Fiecare dintre noi cunoaște pe Dumnezeu și din cărțile sfinte. Și ar trebui să înmulțim acești talanți a cunoștinței duhovnicești,
să învățăm pe cei din jur despre Dumnezeu. Și iată cât de frumos când cei care au lucrat și au mai adus acei talanți în plus pe care i-a primit de la Dumnezeu și a adus încă în plus, Dumnezeu i-a lăudat și a spus că peste puțin ai fost pus, peste multe te voi pune. Însă iată când vine acea slugă și spune că te-am știut că ești om aspru, ești un om rău, că seceri de mine l-ai semănat. Și vedem cu ce îndrăzneală să-i spui tu stăpânului care ți-a dat acel talent că el este aspru. Și m-am temut. Și de asta l-am îngropat și acum ți l-am adus înapoi. Iată, unul mi-ai dat, unul ți-l dau. Și vedeți, fraților, spune că să-i lege mâinile, picioarele, să-l arunce în întunericul cel mai din afară, unde vermele nu doarme și focul nu se stinge. Adică în pedeapsa veșnică. De aceea, iubite suflete, cei care ați primit darul vieții, ați primit viață la Dumnezeu și un suflet viu în trupurile voastre, pe care Dumnezeu l-a pus. Și iată cât de frumos v-a zis Dumnezeu pe toți. Și voi acum trebuie să lucrați cele sfinte, să vă apropiați de Domnul. Astăzi avem Duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Și spune cuvântul Domnului așa, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Voi cei care sunteți acum în biserică, cred că sunteți cei care voiți să mergeți după Domnul. Pentru că de asta și-ați venit aici. Pentru că aveți această dorință. Aveți această dragoste de a urma pe Domnul. Cu greu se ajunge aici la biserică, frate. În alte locuri se ajunge ușor și repede. În împărăția lui Dumnezeu, cu multe necazuri se cade nouă ajunge, cu multe suferințe. Și vedem cât de greu este ca să mergi spre Dumnezeu, câte ispite apar în calea noastră. Și totuși, voi cei care iubiți pe Dumnezeu și care vă străduiți zi de zi să faceți ceva frumos și să veniți să vă rugați. Puteți să vă rugați și acasă. Putea să fiți și acasă, în rugăciune, în legătură cu Dumnezeu, însă a trebuit ca să vă jertfiți, să ajungeți până aici, pentru că aici nu e nicăieri. Și tainele care se fac în biserică nu le poți găsi nicăieri, mai în biserica noastră bună și străbună, în biserica noastră canonică, une de mii de ani ne adunăm, ne strângem la această jertfă necurmată. Fiecare liturghie se jertfește Mântuitorul Hristos care a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Și luând potirul a zis, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii cele noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Spune că Dumnezeu nu a venit ca să judece lumea, ci a venit ca lumea să se mântuiască prin ea. Deci dragostea mare a lui Dumnezeu pe care ne caută iubiți credincioși și care vrea ca noi toți să ne mântuim și să ne întoarcem la Dumnezeu ca să-L slujim, să vă rugați mai mult. Și spune, cei care voiți să veniți după mine, vedeți că Dumnezeu nu-L pune niciodată pe om cu deasila. I-a dat această libertate de a alege, dacă vrei, omule, să vii la mine, atunci trebuie să faci ceva. Trebuie să te lepezi de voia ta personală, de tot ce vrei tu și trebuie să iei crucea. Trebuie să iei crucea. Și fiecare dintre noi are o cruce. Unii mai grea,
alții mai ușor. E crucea vieții noastre, e crucea familiei, e crucea copiilor noștri, e crucea suferințelor, e crucea răbdării și trebuie ca cu mulțumire să ne purtăm această cruce. Nu poate nimeni să se mântuiască fără cruce, fraților. De aceea toată viața noastră este o cruce și toată viața trebuie să ne răstignim. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, m-am răstignit față de păcatele mele, pentru Hristos și împărăția Lui. Căci nu mai trăiesc eu acum, ci trăiește Hristos în mine. Hristos vrea să trăiască în fiecare suflet. Și vedeți că El n-a venit să pedepsească, n-a venit să o osândească, ci a venit ca să ne mântuiască, iubiți credincioși. Și acum rămâne să mergem pe urmele Mântuitorului. Dar cine se va rușina de mine într acest neam prea desfrânat și îndărătnic, mă voi rușina și eu. Atunci, îmi ținem slava Tatălui meu, cu Sfinții Îngeri, când va veni Hristos și noi când vom veni în slava Lui, dacă nouă ne-a fost rușine de numele Lui Dumnezeu, de Cuvântul Lui, și El se va rușina de noi în ziua cea de apoi. Dar cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor? Îl voi mărturisi și eu pe El înaintea Tatălui meu care este în cer. Iată cât de frumos! Dumnezeu ne cheamă la această slujbă duhovnicească pe care voi ascultați și veniți cu toții ca să ne bucurăm de acestea întâlniri duhovnicești, de această viață care este rugăciune, frații mei, pe cei care am pășit în această biserică, în această mănăstire astăzi, am venit cu tot ce avem, durere, suferință, păcate și tot ce avem negativ, ca să lăsăm aici tot răul și să-L luăm pe Hristos. Pe Hristos care este răstignit pe cruce și care a zis, eu mor pentru voi, voi trăiți pentru mine. Și datoria noastră a creștinilor este ca să-L coborâm pe Hristos de pe cruce, așa cum a făcut-o Nicodim cu Iosif, cei care au dat trupul Mântuitorului jos de pe cruce și L-au luat în brațele lor, L-au învălit în ramă și L-au pus în mormânt. Noi trebuie să-L coborâm pe Domnul Iisus și să-L rugați astăzi, iubiții mei, Iisuse, coboară-te de pe cruce și vino în inima mea, vino în viața mea, hai cu mine acasă, Doamne. Pleacă odată în biserică la slujbă, Părintele a citit o Evanghelie. Păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuit, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, vrea să-și plece capul pe pieptul tău, în viața ta, în sufletul tău. El vrea cu tine. Și atunci când a venit acasă mama cu fetița de la biserică, după ce s-au rugat seara rugăciunile, mama a intrat ca să vadă dacă fetița doarme. Și a găsit-o pe hăinuța ei, care a așternut-o pe podea jos și s-a culcat jos îndăpat. Și mama o cuprinde, o ridică de acolo, spune, draga mami, ce s-a întâmplat? De ce nu te culci în pat? Mama, tu n-ai auzit astăzi la biserică ce a spus Părintele? Căci păsările au cuiburi și vulpile vizuind, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Eu i-am lăsat potucul meu ca să vină să se culce în locul meu.
Domnul Iisus are nevoie de un suflet, un suflet călcuț, plin de iubire, plin de milă. În lumea aceasta unde crește răutatea, în lumea aceasta unde crește păcatul, în lumea aceasta unde nu mai avem tineri sau tinere sau copii doritori de cer, de fapte frumoase, de viață curată, fraților, e atât de greu astăzi și vedem că am pierdut totul. Tot ce s-a făcut în anii aceștia de libertate s-a făcut numai rău. N-am avut un progres spre bine, spre cer, spre a ne ajuta unii pe alții, de a ne ruga lui Dumnezeu, de a crește duhovnicește, ci cu totul a luat raza spre o altă educație. Și vedem astăzi cât de greu este când n-ai cu cine să vorbești, să auzi niște vorbe frumoase, niște vorbe calde, decât numai vorbe urâte care se vorbesc astăzi în jurul nostru, la școală, cu părinții noștri de acasă. Te înspăimânți, fraților, ce purtare urâtă au copiii noștri. Și ar trebui ca aceasta ce am pierdut noi, prin trăirea noastră, prin nepăsarea noastră, prin viața noastră care ne-am depărtat de Dumnezeu, să ne apropiem astăzi și să primim crucea lui Hristos în viața noastră, să ne răstignim împreună cu El și să înviem împreună cu El și să murim față de păcat, să murim față de lumea aceasta trecătoare și să trăiești pentru veșnicie, suflet scump și drag. La aceasta vă îndemn și eu astăzi și vă chem pe fiecare dintre voi. Aș vrea să vă spun că am ajuns pe malul prăpastiei. Mai departe nu ne merge. Până aici. Pregătiți-vă, iubite suflete. Pregătiți-vă de întâlnirea frumoasă, de întâlnirea cu Dumnezeu, cu veșnicie. O să fim toți împreună acolo. Unde Domnul Iisus a spus că merge să pregătească un loc unde El va fi și noi vom fi. Ai greșit. Și eu am greșit. Dar îți pare rău pentru tot ce-i făcut rău în viață. Și lui Dumnezeu îi pare rău după noi. El vrea să ne ierte. Ți-e greu acum. Știu că suferiți din greu. Știu că purtați greu în suflet. Greu în casă, greu în familie, greu în copiii. Știu. Dar nu vă lasă Domnul. Numai El te poate mânia. Știe ce face Domnul, nu poate face nimeni. De aceea trebuie să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu. Dar întorcându-ne, fraților, și primindu-L ca Mântuitor și Domn, ca să nu putem trăi fără de El. Și să nu fim liniștiți dacă nu-L avem pe Domnul în viața noastră, în sufletele noastre. La asta ne cheamă Dumnezeu astăzi. Bine n-ar să fie. De aceea v-am spus, am ajuns pe malul prăpăstiei. Mai departe nu e unde decât să ne pregătim pentru cer. Și să nu vă fricoșați de nimic. Ce nu s-ar întâmpla în viața asta, în lumea asta, noi nu putem schimba nimic cu forța, cu răul, decât numai cu rugăciunea. Ne putem schimba pe toate de a ne ruga, de a posti și de a pune nădejdea noastră numai și numai în Dumnezeu. Și să nu vă temeți de nimic decât de a-L pierde pe Dumnezeu, de a pierde veșnicia și de a pierde sufletul. Veți vedea astăzi ce ușor o să ieșiți din biserică, chiar dacă ați venit cu atâta greu, cu atâta suferință, că le-ați adus Domnului. Lăsați-le aici. Lăsați-le aici. Și luați-L binele. Luați iertarea. Luați binecuvântarea lui Hristos și așa întorceți-vă acasă, în pace, în liniște, pregătindu-vă mereu prin rugăciune, prin trăirea noastră zi de zi, să ne întâlnim cu cerul și cu veșnicia. Vreau să vă mulțumesc la toți
pentru că ne sunteți alături de sufletul nostru, de viața noastră. Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Nu contează la anii care mai mic sau bătrân, tânăr cum am fi, noi toți suntem copii al lui Dumnezeu. De aceea și spunem Tată, Tatăl nostru care ești în cerul, acel Tată întregii omenii, acel Divin. Tată bun din cer, în numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, binecuvintează țara noastră, binecuvintează poporul tău, binecuvintează, Doamne, pe toți cei care sunt aici și pe cei care au lăsat acasă, pe cei care sunt departe de rugăruri și fiți milă de orice suflare și vino, Doamne, și mântuie orice suflet care te așteaptă prin lumea. Dumnezeu să vă ajute la toți, să vă binecuvinteze cerul și să mergeți, fraților, cât mai frumos. Nu vă uitați ce ne conjoară. În lume va fi foarte greu. Atâtea gălăgii se vor face și atâta răutate va fi pe pământ. Din rău în mai rău va merge omenirea. Dar voi liniștiți spre Dumnezeu, spre cer, rugându-vă unii pentru alții și purtați sarcina unuia altuia. Prin asta va vedea Dumnezeu că suntem copiii Lui. În brațele lui Dumnezeu vă încredințez pe toți. Maica Preasfântă, cu Sfântul ei acoperământ să vă acopere pe toți. Și Dumnezeu, prin mila Lui, să vină la fiecare dintre voi, să vă sărute inima și sufletul rău. Amin. Let's see.